Național, sunt Grația Moldovan. Vă interesează, rămâneți cu noi 30 de minute pentru că discutăm de spitale construite prin bani PNRR, bani care sunt ca o gură de oxigen pentru autoritățile locale, centrale, pentru noi pacienții, pentru cei care lucrează în sistemul medical, pentru că putem ajunge și noi la un nivel în care să spunem, da, avem condiții să fim tratați așa cum vedem mereu că se întâmplă în spațiul Uniunii Europene. Acești bani trebuie foarte bine cheltuiți și cumpătat și cu profesioniști. Vom afla în această seară care sunt spitalele din Cluj care beneficiază de acești bani prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Aflăm cum stăm cu personalul medical în Cluj, dacă este nevoie, ce lucruri bune se fac aici, cum atragem acești bani, dacă s-au pornit efectiv discuțiile pentru aceste spitale și ele sunt, să spunem, în linie dreaptă. Toate aceste informații vor fi în această seară, plus multe alte lucruri interesante. Avem doi oameni responsabili, aș putea spune, care ne pot ajuta să înțelegem acest subiect. Unul este domnul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, direct responsabil, și al doilea invitat care este alături de mine în platou este domnul profesor universitar dr. Florin Stamatian, medic cunoscut. Deci avem cele două persoane cu expertiză pentru a vedea situația de drept. Începem cu domnul președinte al Consiliului Județean, Alin Tișe. Bună seara, ne auziți? Bună seara, vă aud. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc pentru prezență. V-aș întreba cum stăm cu spitalele care se doresc a fi construite prin PNRR. La nivel național e un număr destul de frumos, peste 40 de spitale care beneficiază de acești bani. În Cluj, care este situația? Județul Cluj a depus pentru această finanțare aproximativ 4 sau 5 proiecte, dacă e să mă gândesc bine, că aici vreau să adaug și spitalele Spitalului Județean, secțiile Spitalului Județean și chiar Institutul Inimii. Deci, practic, Consiliul Județean Cluj, care gestionează clădirile Spitalului Județean în ansamblu, a depus pentru această finanțare de care vorbeați dumneavoastră mai multe proiecte. Primul ar fi Spitalul de Copii Monobloc. Știți că avem un proiect matur care este deja în faza de licitație și dorim prin asta să construim un spital nou de copii. Deci primul proiect pe PNR a fost și este Spitalul de Copii. Al doilea proiect important depus a fost Centrul Integrat de Transplant, care va fi un spital nou și acesta, care va incorpora actualul centru de transplant, dar va face transplant de 4 organe, inimă, plămâni, ficat și rinichi. Deci acesta a fost al doilea proiect pe care l-am depus. Al treilea a fost centrul de stroc chirurgie de la Neuro, care aparține de Spitalul Județean și a fost și acesta depus tot de către Județul Cluj pentru finanțare. A mai fost Institutul Inimii cu dotarea ambulatorului și încă alte investiții de acolo și cred că acestea au fost depuse pe PNRR. Pe finanțarea, dacă doar să doriți să vorbim doar de PNRR... Nu în mod neapărat. Ne-am propus PNRR-ul pentru a vedea ce ați putut culege, să spunem, că sunt bani extrem de buni pe care puteți să-i folosiți și aveți nevoie la Cluj. Este nevoie la Cluj în condițiile în care ne uităm acum și vedem spitale vechi, clădiri vechi. Chiar dacă domnul profesor lângă mine nu o să-mi dea dreptate, totuși pacienții confirmă că încă suntem departe de normalitate. Deci o să extindem discuția cu permisiunea dumneavoastră și pe alți bani pentru construcția de spitale. Nu este nicio problemă, dar să finalizăm PNRR-ul acesta, da, care am spus că este profitabil pentru români. Da, rog. Am fost județul cu cele mai multe proiecte depuse pe PNRR. Vi le-am enunțat acum. În mod clar, nu se puteau să fie finanțate toate, pentru că erau 1,2 miliarde, cred, pe toată România, doar pentru spitale pe PNRR. Iar doar Spitalul de Copii era undeva la 300 de milioane, plus centrul celălalt 100. Și atunci, dintre toate aceste proiecte, am avut o discuție la nivel guvernamental și am convenit cu primul ministru și cu actualul guvern să primim o finanțare pentru una din aceste obiective sau pentru unul din aceste obiective. Lucrul care s-a întâmplat a fost finanțat în integralitate centrul de stroc, centrul de chirurgie. Domnul profesor vă poate explica mai mult, fiind și medic și e specialist mai bun ca mine în acest domeniu. Deci a fost finanțat acest centru de stroc cu peste 40 de milioane de euro, urmând ca celelalte două obiective importante, Spitalul de Copii, respectiv Centrul Integrat de Transplant,
care v-am spus va încorpora patru tipuri de transform fiind unic în sud-estul Europei, deci acestea două, să intre pe o altă finanțare care va fi în curând accesibilă, respectiv programul operațional sectorial de sănătate, în care vom putea, cred eu, să luăm o finanțare consistentă pentru aceste două obiective care n-au intrat pe PNRR. Cam asta este pe scurt povestea cu PNRR-ul. Ne-am fi dorit să intrăm cu mai multe obiective, însă v-am spus, la nivel de țară au fost 1,2 miliarde, 40 și ceva de spitale, în care în final au rămas 20 și ceva, iar din acele 20 și ceva, mare parte au fost spitale, nu neapărat noi, ci au fost spitale vechi care urmează să fie renovate prin țară, prin diverse orășele și așa mai departe. Vă rog să rămâneți alături de noi, domnule președinte, să vedem dacă domnul profesor spune, cu expertiza pe care o are, că e suficient ceea ce se face deocamdată cu acești bani și pe aceste nevoi care sunt clar că la un moment dat putem fi depășiți. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă rog. Îl salut din tot sufletul pe domnul președinte, care este un om orientat. Și vreau să vă spun un lucru. Clujul ar putea fi luat de exemplu pentru că are colective bine organizate, bine formate pentru proiect, pentru creare de programe, pentru proiectări, pentru controlul activității. Că din ceea ce știu eu, oficialitățile centrale au fost luate puțin prin surprindere când li s-a prezentat lucruri închegate, lucruri făcute, lucruri începute și trebuiau finanțate în continuare. Pentru că de foarte multe există o păcată în România, majoritatea, de ce să proiectăm că nu sunt bani? Lasă, domnule, tu fă-ți, tu pregătește-te, să fii pregătit să poți să aplici. Eu nu cred că mai sunt alți președinți de Consiliul Județean în țară să fie ca și domnul Țișe, în care să meargă cu centrul de stroc. Era deja început, finanțare începută, iar din coace la Spitalul de Copii e un proiect care este în fază de licitație, care poate fi imediat declanșat. Deci, niciodată nu-i suficient. Totdeauna am vrea mai mult. Fiecare vrea pentru sectorul lui. Pentru că, de exemplu, pe toată această organizare care e splendidă, eu am venit și am zis că mai vreau ceva, mai vreau încă o clinică de obstetrică care să fie făcută lângă Spitalul de Copii, să se facă un institut de mamă și copilul care să asigure asistență sanitară de ultra-specialitate pentru partea de nord a țării. E un vis. Dar oricine, orice mi-ar spune, eu am visat că voi renova stanca, așa am renovat-o. Ajungem la subiectul ăsta, deci am trăit din vise, vise care s-au împlinit în foarte mulți ani. Spitalul Regional de Urgență îl visez de prin anul 2000, în care au fost tot felul de complicații. Să sperăm că am intrat pe o linie dreaptă. Deci ceea ce s-a făcut la Cluj, într-adevăr, este remarcabil. Bun, linia dreaptă, de cine ar ține și finalizarea acestui proiect? Ține de Consiliul Județean? Deci, Consiliul Județean și-a făcut datoria. Și pentru că pe parcurs vedem că se mai opresc lucrurile așa din mers. E mai bine, cum e spitalul de pediatrie, eu zic că e greu să se oprească. Trebuie reavoință ca să oprești o asemenea lucru. Acum, de curând am fost la București la o ședință a Comisiei Medicale a Partidului Național Liberal și am discutat și le-am spus un lucru. Dacă vreți într-adevăr să se facă toate astea, aveți nevoie ca pentru fiecare obiectiv pe care sunteți convinși că vreți să-l faceți și numai un nou proiect, un nou program de guvernare după rotație. Dom'le, n-ai ce să faci unul nou. Obiectivul principal este să termin ceea ce a fost început. Să nu vină cineva și să deturneze chestia asta. Iar pentru ceea ce îți propui într-adevăr să faci și vezi că e copt și că are toate șansele să facă, să se numească un mic colectiv, un coordonator și încă doi oameni care să urmărească care este mersul, să nu se întârzie. Eu am renovat clinica la un moment dat pe fonduri, pe Banca Mondială și am zis într-un an jumate va fi o splendoare. Știți cât a durat? 6 ani. De ce? Pentru că nu se făceau decontările la timp, pentru că proiectul nu s-a făcut la timp, pentru că... Continui această idee și îl întreb pe domnul președinte al Consiliului Județean, Alin Tișe, dacă aceste lucrări pot fi stopate, fiind și bani europeni, și dacă da, de către cine? Sau aveți încredere că ele vor fi finalizate așa cum este stipulat prin acest plan de redresare și reziliență, cred, anul 2026, dacă nu greșesc?
ar trebui acea persoană care se opune unui asemenea proiect să fie cel puțin inconștient, pentru că acest spital nu îl construim pentru mine sau pentru dumneavoastră sau pentru ministru Cutărică sau Cutărică. Un spital de copii ar trebui să fie înțeles de la sine cât este de important pentru o comunitate. Nu trebuie să ajung să conving eu, ca președinte de Consiliu Județean, cât de important este să ai un spital de copii al României, al regiunii. Răspunzându-vă punctual, nu cred că cineva, în faza în care suntem acum, respectiv în faza de licitație, deja, pentru că noi avem, nu povești, avem deja proiect matur, așa cum spuneam. Haideți să spunem că da, spitalul de copii este în linie dreaptă. Restul proiectelor pe care le-ați menționat. Centrul de transplant este puțin chiar mai înaintea spitalului de copii. Acolo avem deja licitația aproape adjudecată. Deci, cele două obiective mari pentru care ne batem acum, avem șansa și eu spun că mai mult ca sigur ele vor intra la o finanțare, pentru că de 2 ani muncim la ele, iar noi eu mi-am făcut datoria, de 2 ani aduc aceste proiecte la maturitate. Le-am pus pe masa guvernului. Am arătat că avem deja licitația în curs. Erau cele mai mature proiecte din țară, în sensul că așteptau doar să semnăm contractul cu viitorul constructor. Deci eu cred, fără ca să vorbim aici că suntem Clujul, Neclujul, spun că aceste proiecte sunt mature așa încât nimeni în acest moment, decât un inconștient, le-ar putea opri. Eu am avut o discuție și închei, am avut o discuție cu primul ministru din momentul în care aceste finanțări n-au intrat pe PNRR. Și am spus, domnule prim-ministru, aceste două proiecte sau mai cu seamă primul, spitalul de copii, este atât de important pentru noi toți, încât nu cred că trebuie să vă mai conving eu despre această importanță. Mi-a spus domnul prim-ministru, domnule președinte, îmi pare rău că n-a intrat pe PNR pentru că era suma mult prea mare, vedeți, avem cereri multe, dar vă garantez că așa cum este el și el știa practic că l-am informat de mai multe ori, vă garantez că această finanțare va fi prinsă în integralitate în luna martie-aprilie, când se va deschide linia de finanțare pe programul operațional sectorial de sănătate, care este tot finanțare europeană. Bun, este acum vestea bună pentru clujeni pe care le-o dați. Dar aș vrea să vă întreb... Că vine o rotație, pentru că v-ar trebui să demonstreze și cei care vin în locul acestora care sunt, că și pentru ei Clujul și spitalele, deci spitalele de copii sunt o prioritate. Categoric. Vreau să vă întreb puțin și de sume și implicând aceste sume pe care le-ați prins pentru proiectele pe care le-ați menționat adineauri, și pentru că și vorbea domnul profesor de Spitalul Stanca, e bine, acolo găsim o situație ciudată. Am văzut o inițiativă privată de a aduce Spitalul Clinica Stanca, cunoscută și atât de nevoie de ea în spațiul acesta clujan, încât doar inițiativa privată o poate scoate din felul în care prost, rău în care arată, o spun și cei care sunt în managementul acestei clinici. Deci vreau să vă întreb ce facem noi cu infrastructura spitalicească în Cluj, că ne referim acum la Cluj, în condițiile în care vedem și Spitalul Județean și alte clinici atât de rău arată în momentul de față, chiar dacă previziunile sunt optimiste, 2026 și așa mai departe. Care ar fi, pe domnul profesor Stamatian îl întreb acum, care ar fi, să spunem, mesajul pe care îl aveți pentru pacienți, pe de-o parte, dar și pentru lucrătorii din sănătate, pentru că și aceștia mai dispar așa din țara noastră? Ce mesaj să le dau? Decât că fiecare trebuie să lupte, chiar dacă numai când se întâlnește cu un realizator de program, să zică, domnule, spitalul, deci și misiunea dumneavoastră este un sprijin astăzi, deși suntem într-un moment îngrozitor, pentru că sunt atâtea obiective ale guvernării, ale țării, și asta, care când vorbești de finanțare, spitale, toată lumea o lasă mai ușor. Nu trebuie să o lăsăm. Și trebuie să fim foarte atenți acum, ce zicea domnul președinte, să schimbă primul ministru. În această degringoladă de rotație, cei din linia a doua, linia a treia, știți ce fac? Stau pe fund, nu fac nimic, ca să nu greșească. Vine rotația, de ce să se amestece, să aibă inițiative? Și de aici apar întârzieri foarte mari. Deci de-aia trebuie să fim foarte atenți. De-aia am apreciat și inițiativa partidului de a rediscuta un program de guvernare. Și am zis, dom'le, ce să schimb guvernând într-un an jumate? Dar tocmai ca să punem accentul... Rămâneți la guvernare, nu se pune problema. Domnule, deocamdată suntem, avem în față un an jumate. Trebuie să avem grijă să se finalizeze, să se continue în mod alert ceea ce s-a început. Să se caute soluții.
Nu să stăm, să zăm lasă că vedem noi ce se întâmplă, vedem dacă rămân bani de nu știu unde. Deci trebuie, de-aia am zis, trebuie create colective care să răspundă de fiecare spital. Că dacă Spitalul Regional de Urgență Cluj are 2-3 oameni care au acces la informații, care știu în tot momentul care este stadiul lucrărilor, dacă cel din Iași are un astfel de grup, fiecare își urmărește spitalul lui, spitalul interesul lui. Și atunci, de exemplu, trebuie să mă zbat destul de mult ca să aflu care este stadiul Spitalului Județean de Urgență Cluj. Păi, vrem să-l întrebăm pe domnul președinte, că a avut amabilitatea să fie cu noi, nu doar de stadii, cum vor fi construite aceste spitale, pentru că tot am vorbit și chiar aveam o polemică înainte de a intra în direct la TVR Cluj, la actuală regional, cu domnul profesor, despre infecțiile nozocomiale. Cum se vor construi aceste spitale în contextul în care se spune de recompartimentare, se spune de a aduce anumite modificări, dar nu de construcție neapărat a unor clădiri noi. Și atunci infecțiile acestea nozocomiale au dat mari bătăi de cap la nivel național și în Cluj a fost chiar un incident neplăcut, l-am dezbătut-o la actual regional cu managerii de la Spitalul Județean, care spuneau că nu e vina lor, mă rog, nu intru în discuția aceasta acum, dar sunt aceste infecții. Domnul profesor o să spună, sigur, părerea dânsului despre infecții și cum vede această construcție de spitale. Care este părerea noastră, dacă puteți avea direct o influență de control, aș spune, pe aceste unități spitalicești și proiecte pe care le aveți prin PNRR și alte asemenea, mă rog, alți bani? Da, mai zilele trecute am văzut o declarație a doamnei Sorina Crețu, nu știu dacă ați văzut-o și dumneavoastră, în care vorbea despre modul în care gestionăm construcția acestor spitale regionale de urgență, exact ce spunea domnul Stamatian. Și doamna Crețu spunea că dacă România nu va găsi o descentralizare, o ducere a deciziei cât mai aproape de locul unde se construiesc spitalele, fie că le duce la o entitate creată, fie la autoritățile locale, fie la altă entitate pe care o să o creeze Ministerul Sănătății, riscăm ca banii deja aprobați pentru spitalele, cele trei spitale regionale, să nu poată fi cheltuiți. Eu acum vreo 4 ani am declarat, dacă vă uitați în arhivă, în presă, că mai bine să fie gestionate spitalele regionale decât autoritățile județene, cu o comisie formată de la minister care să monitorizeze aceste spitale, pentru că ar avea șanse mai mari de reușită. Una peste alta, eu cred că trebuie făcute spitale noi. Am investit foarte mulți bani în spitalele vechi. Clujul este un model din acest punct de vedere. Aveți spitale cu secții bine dotate, aveți spitale cu secții mai puțin dotate, aveți spitale care arată ca și cele din Occident, dacă veți merge, dar cu toate acestea, spitalele noi sunt soluția. De aceea noi susținem spitalul acesta regional de urgență, care, știți, este în fază de proiect, de licitație. Avem un teren generos. După cum susținem și ceea ce spunea domnul Stamatian, o maternitate care să se poată realiza și domnul Stamatian nu v-a spus la capăt informația. Noi chiar am identificat în zona spitalului de copii un teren unde s-ar putea face în perspectivă o maternitate care să facă parte din acel institut de care vorbea dânsul, mama și copilul. Adică îi dați o veste bună acum în direct? Îi faceți așa o surpriză? Că îl văd emoționat pe domnul profesor, așa. Noi menținem legătura tot timpul, așa că... Doar că probabil n-a vrut să spună subiectul, dar îi pot să spun pentru că terenul este al Consiliului Județean. Deci ne dorim că în aceeași locație să putem avea și o viitoare maternitate, cât și spitalul de copii care împreună să creeze acest institut. Deci noi mizăm pe clădiri noi, pe spitale noi care să fie încă de la început construite după toate normativele și nu pe cârpeli de secții, înlocuiri de cabluri, înlocuiri de geamuri, care niciodată nu vor fi așa cum le dorim, printr-o zugrăveală sau printr-o voială pe care o facem de pe o zi. Sperăm așa să fie, domnule președinte. Vă rog să nu închideți, pentru că vă adresez de pe acum întrebarea și să pregătiți un răspuns, pentru că suntem transparenți, pentru că am avut astăzi la știri pe care le-am prezentat o informație, o știre care vorbește despre podul de la Bonțida, cu ceva probleme, oameni nemulțumiți. Care e situația acolo, să ne spuneți, din punctul dumneavoastră de vedere? Până atunci mă duc la domnul Stamatian să vă întreb același lucru, ca specialist, cum putem... Pe mine, mă întrebați un lucru care poate nu are o logică. Că atunci când faci nou, pericolul infecției nozocomiale nu este major.
Infecția nozocomială înseamnă că se lucrează înăuntru, se folosesc antibiotice. Păi eu asta întrebam. Ați fost atent? Deci nu compartimentăm clădiri vechi. Nu asta discutăm. Am citit prin PNRR, asemenea spitale sunt recompartimentate, bun, sunt spoite într-un alt fel, ceea ce e o gravitate. Nu e neapărat, pentru că trebuie să ai să gospodărești cu, și curățenia, și spălatul, și vizitatorii, și toate trebuie ameliorate ca să fie lucrurile foarte bine puse la punct. Nu asta e problema majoră. Problema majoră să ajungem să ne construim. Pentru că o compartimentare și o renovare a unui spital vechi costă uneori mai mult decât un spital nou. Pentru că nu știi ce... Și asta întrebam în cazul Clujului, la proiectele astea. Nu este nimic nou. Nu este nimic vechi. Nimic toate, da. Nu. Nu sunt toate vechi și nouă toate. Asta nu vă convine doar să ziariștilor, că nu le puteți abțigui. În clădiri noi, pediatria e nou, a transplantului e nou, partea de stroc este nouă. Perfect. Asta e vestea bună. Și asta e vestea bună pentru pacienți. Pe vechi am încercat să facem, de exemplu, s-au făcut investiții la Institutul Fodor, care s-a adus la spitalul municipal, s-au făcut investiții care erau absolut necesare, că nu poți să stai, că nu știi cât zeci de ani trec până când apare ceea ce ți-ai propus. Astăzi suntem foarte aproape de Spitalul Județean de Urgență și de Clinica de Copii. Foarte bine, poate să mâine, poi bine să intervină o altă sursă de finanțare, important e să te zbați. Că Clujul se zbate și că nu totdeauna primește cele mai bune feedback-uri de la București, asta este o altă poveste. Că pare acum că suntem în niște catacombe când merg pacienții prin spitalul. Deci acum suntem în niște catacombe, dar spuneți-mi ce e mai important. Mai importante legile justiției, sunt mai importante în armarea, armata, e mai important... Eu zic că sănătatea rămâne important. Toate sunt importante. Nu, încerc să gospodă dorești ceea ce ai, important este să fie oameni competenți, oameni care înțeleg ce au de făcut și care să poartă responsabilitatea că urmăresc ceea ce trebuie făcut. Și așa cum acum când am fost la București, le-am atras atenția, domnule, foarte frumos, facem clădiri. Îți gata în 8, spitalul, când după ce ai dat prima cupă, trebuie să aibă 18-20 de luni până să ridica. Și cu ce îl umpli? Trebuie să-ți pregătești personal, trebuie să ai o viziune. Deci trebuie să ai aproape... Dacă atunci când se dă prima cupă pentru săpătură, trebuie deja să ai pe unul care potențial va fi managerul acelui spital, care să știe... O să vină, domn profesor, nu o să vină europenii să ne caute personal. Eventual ei o să ia specialiști de la noi, pentru că îi plătesc mai bine decât o facem noi. Domne, tot dumneavoastră, cei care sunteți în... Uite, o problemă care discutăm de spitale și de nu știu ce, dar sunt în interiorul spitalului probleme, cum de exemplu salarizarea personalului auxiliar și a personalului TESA, care au, li s-a tot promis că li se vor mări salariile. Eu am avut probleme mari să am un IT-ist sau să am un inginer de sistem. Cine îmi stă cu 3.000 de lei la mine la spital? Și atunci de unde să găsesc resurse ca să pot să ameliorez activitatea? Și cum vedeți ieșirea din acest impas? O să avem clădiri bine dotate, cum se întâmplă în țară, aparatură modernă, nefolosită, lăsată la învechit. Nu e ca să știți aparatura. Păi este și toate lucrurile. Trebuie gândirea cumva să fie reconstruită. Deci trebuie, așa cum președintele Tișe, așa cum primarul Boc, așa cum sunt atâția oameni în țara asta, îl admir pe domnul Flutur, pe care l-au bajocorit că a făcut COVID. Dar nu avea un spital plus de performanță. Lăudați numai pe peneliști. Lăudați și... Bun, așa cum este spitalul din Bistrița, este un spital de rangul 1. Este un spital absolut... Cine intră înăuntru zice, au. Și nu de durere. Mulțumesc, domnule profesor. Nu am terminat cu dumneavoastră, o să tragem concluzia. Mă duc la nici eu n-am terminat cu dumneavoastră dacă nu mergeți constructiv. Constructiv, de asta v-am invitat. Dar trebuie să fie polemică, că de aici se nasc întrebările practic a pacienților, nu sunt ale mele, n-am niciun interes. Domnule președinte, cum este? Vedeți, pe domnul președinte nu l-am informat de această chestiune înainte. Am spus că discutăm doar despre spitale, dar având această știre, văzând lumea foarte agitată pe bună dreptate,
trebuie să-i adresez această întrebare. Aici nu e cu supărare. Vă rog, domnule președinte, scurt. Chiar vă mulțumesc pentru această întrebare, pentru că îmi permite să lămuresc această problemă foarte pe scurt. Noi construim un pod în comuna respectivă, respectiv pe drumul județean se face un pod nou, iar pentru că nu se poate circula pe acest pod, poliția a făcut, printr-o decizie, a făcut o rută alternativă care să permită cetățenilor din Botida fie să meargă spre Botida prin Jucu, un traseu alternativ, cât respectiv dacă vin dinspre Deș, prin Răscruci, să ajungă în Botida. Acel pod despre care vorbiți dumneavoastră este un pod tehnologic pe care constructorul l-a edificat acolo pentru a scurta traseul de a duce materialele la podul la care lucră. El nu a fost un pod niciodată folosit de către public, nu a fost niciodată omologat, autorizat, avizat pentru circulația publică. Efectiv s-a făcut pe banii constructorului pentru a-și ușura și scurta traseele pentru materialele pe care le duc la podul nou pe care îl facem. De ce? Ca să terminăm cât mai repede acest pod nou care trebuie dat în funcțiune și în folosință undeva până în iulie când avem festivalul de Antol. Cineva a filmat podul acesta, a construit podul tehnologic, el avea acolo, constructorul gestionează, avea în anumite zone anumite fisuri și de aici l-au pozat și au spus, uitați-vă, podul acesta este un pericol public, oamenii se duc, dar în acest moment poliția a stabilit alte rute de a circula cetățenii pe care oamenii trebuie să le respecte. Iar acest pod tehnologic va rămâne strict folosit în perioada construcției. Dar asta înseamnă ocolișuri mari pentru unii dintre ei. Se plângeau de condițiile, că au saj menajeri în picioare, noroi, timpii foarte mulți pierduți. Poliția a stabilit traseul, iar pentru distanța Cluj-Botida prin Juc este aceeași distanță în kilometri, iar invers 2 sau 3 kilometri în plus de la Dej spre Botida. Nu există rute alternative. Noi nu putem să ne permitem să lăsăm oamenii să circule pe un pod care este pod tehnologic. Oamenii și-ar dori să circule pe acest pod. Păi s-a circulat cu mașina, din ce am văzut în material, lumea spunea, am circulat cu mașina până a apărut această fisură și am oprit. Vedeți, deși poliția a interzis circulația și a stabilit rute alternative, eu îmi cer iertare pentru disconfort, dar oamenii trebuie să înțeleagă că nu putem construi un pod nou atâta timp cât se circulă pe el. Noi l-am demolat podul vechi și încercăm repede să construim podul nou. Dar până atunci, pe undeva, trebuie să circuri pe ruta alternativă și, evident, se creează acest disconfort pe care îl recunoaștem, dar nu putem altfel. Mulțumesc pentru această subliniere adusă. Nu mai îl cârpiți. Acum am lansat jos și vrem să facem un pod nou. Apelez la oameni să aibă și îngăduința să ne înțeleagă, ca să-l terminăm cât mai repede. Mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi pe cele două subiecte și pentru deschidere. Alin Tișe, președinte de Consiliul Județean. Ultima concluzie, domnule profesor. Așadar, veștile sunt bune. Deci, ne împăcăm acum la final și spunem în felul următor. Clujenii să stea liniștiți. Avem și lucrători în sănătate specialiști. Avem și spitale noi cât de curând. Și va fi un centru extrem de important. Trebuie puțină răbdare. Trebuie să fie discuțiile constructive. Vedeți cum e asta. Cetățeanul e nemulțumit că nu mai este lăsat să circule pe un post tehnologic. Dar dacă intră cu mașina pe podul tehnologic și pică în părău, cine devine? Un pod neautorizat, care îl folosește constructorul pentru nevoile lui. Sigur că omul își dorește să fie mai bine pentru el. Trebuie să fim conștienți că nu se vrea decât să fie bine. Și în orice caz, cum e centru de stroc, știți ce importanță e? Asta e atunci când faci accident vascular cerebral, să-ți poată interveni la timp să te salveze. Clujul nu avea, era normal. Și acum se face. Spitalul Județean de Urgență se va face, se va da acea cupă. Important este să ne mobilizăm și să... Trebuie și eu trebuie să las... Credeți că mi-e ușor să mă duc la București și să discut despre noua legislație de cum se intră în spitale, deci cum examenele de admitere? Splendidă, atâtea comisii, atâta transparență, că se doare capul, dar în publicația din monitor oficial nu era trecut la sfârșit, după ce s-a terminat toată această documentație, unde o trimis? Rămânem cu această întrebare și cu un posibil răspuns. Profesorul Stamatian, profesorul universitar dr. Florin Stamatian, cu o discuție sinceră despre un subiect la fel de sincer care ține de realitatea de zi cu zi. Mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă aștept și mâine la Actuala Regional cu un subiect la fel de interesant. Seară bună să aveți! La revedere! We'll be right back.